Accidente în lanț pe autostrada Timișoara-Lugoj, în zona localității Topolovățu Mare. Un microbuz în care se aflau 9 cetățeni străini s-a răsturnat pe șosea. La fața locului au intervenit 2 autospeciale de stingere cu peste 20 de pompieri și 6 ambulanțe. În zona a fost trimis și un elicopter Smurd. Toți cei 9 pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. La scurt timp, în același loc, s-a produs un al doilea accident în care au fost implicate 3 autoturisme în care se aflau 7 oameni. Doar o persoană a fost rănită ușor și a necesitat intervenția medicilor.